Bună ziua la Tu ce zici, o emisiune cotidiană, Nistorescu și Tavištireanu, pe acele subiecte ca și ieri, adică vorbim astăzi despre protestele care au acoperit important marile orașe din România. În sfârșit avem o poziție, o reacție a președintelui României. Probabil s-a întors de la Sibiu, așa cum prevedeam, de la Paște, s-a îmbrăcat și a luat costumul de președinte. I-au dat textul pe care l-au scris, pentru că ce avem aici nu este un text care să arate, să ne indice oralitate, ci un... E un eseu. Un eseu scris de unul din conțopiștii de la Cotroceni. Da, unul parcă mai îngăduitor. Președintele a zis, bă, lăsați-o mai moale, probabil. Te-ai uitat peste el? Tu ce părere ai? Tu ce zici? M-am uitat, desigur că m-am uitat peste text, mai ales că absența domnului președinte din peisajul actual era deja preocupantă pentru multă lume. Președintele nu apare în persoană. În demonstrații, în geacă roșie. În geacă roșie și cu vestă blindată, precum a făcut în alte situații, ci scrie un mesaj sau publică un mesaj pe, sau îi se publică un mesaj pe pagina sa de Facebook. Un mesaj care este un mic eseu despre democrație. Ca și cum domnia sa ar fi venit în România de vreo câteva luni și ar fi găsit de cuvință să anunțe care ar fi regulile și principiile democratice. Deci este absolut uluitoare mutația la 180 de grade a acestui om, de la atitudinea pe care a avut-o ani în șir, atitudine de dezbinare, de cultivare a urii și a violenței, la ceea ce susține acum că ura și violența sunt toxice pentru o societate, că sunt comportamente reprobabile în România, că nu aduc nimic bun și așa mai departe. Dragul meu, ura lui, resentimentul lui pățiși față de PSD, a fost o rețetă politică. A câștigat! E o rețetă, dar dă-mi voie să cred că nu asta înseamnă politică. Știu că se spune, domne, ce să facem? Așa e în politică. Odată ești într-un fel, altă dată în altă. E, în acest mod, gândind în acest mod politic, am ajuns unde am ajuns. Politica nu exclude prezența caracterului, cred. Nu exclude. Domne, știi că mai sunt și alții care s-au dus, au ocupat alte țări și după aia s-au dezvoltat. Tot resentimente, ură, dominație și după aia asta e politica, dar noi uite ce bine ne dezvoltăm și voi o să veniți să ne cereți niște bani împrumut sau niște asistență tehnică. Dar uite, președintele, citez dintr-un text scris de cineva, pentru că spune-o sigur că îl doare cocoașa dacă s-a apucat să scrie, dar și l-a asumat și atunci îl considerăm ca fiind al președintelui. Citez, găsiți un material și pe cotidianul.ro, dar eu vă citesc acum din discursul președintelui, din textul. Mesajul care menit a ne calma, a ne da un fel de pastilă de bunătate și înțelegere. Deci, ghilimele, demonstrațiile și protestele sunt firești, legitime și fac parte din structura oricărei democrații funcționale. Deci, băieți, puteți protesta liniștit că n-am înțeles altceva, mare lucru nu e. Intolerabile și complet de neacceptat sunt manifestările violente, extremismul și xenofobia. Are dreptate aici, subscriu și eu și subscriem și noi că violența este o prostie, este un exces. Toate acestea ascunse grosolan în spatele unor revolte îndreptate împotriva unor măsuri menite să protejeze viața. Deci, violența este oricum condamnabilă. Tu ce părere ai despre implicarea sau asumarea acestei demonstrații care oricum nu îi aparține Partidului AUR? E o dovadă de naivitate politică, n-au rezistat tentații de a se atașa temperamental la o asemenea demonstrație, existând și ipoteza că cei de la putere aveau nevoie de un paratrăsnet legat de... aveau nevoie de un adversar și atunci l-au inventat. Acest adversar fiind AUR. Barna și spunea că începând de ieri
anunțat domnul Barna, vicepremier și lider politic, începând de ieri, avem în Parlament un partid fascist. Deci dânsul a calificat acest partid ca fiind fascist. E o prostie. Și de o prostie uriașă a comis George Simion, asumându-și... atașându-se la proteste. Așa și spunând că ei l-au organizat. Nu le-au organizat ei, ei au încercat să confiște într-un vers, să-și asume, să bage sub pulpana aur aceste răbufniri ale populației. Nu le-a apărut, nu i-au organizat, nu i-au luat autorizație, da. Nu i-au mobilizat lumea. E o mare prostie pe care au făcut-o. După cum mare prostie, după părerea mea, este și această trompetă insistentă a Dianei Șoșoacă, care se socoate, uite că am tras o cacofonie de toată frumusețea, se socoate vocea poporului român de zi, noapte, peste tot, pe unde o cască gura, ea e vocea poporului român și toată lumea trebuie să uite în gura ei și dacă nu se ia imediat prevederea legală. Cam stridentă această... Afacere personală pe seama discurs de interes personal și de afacere personală pe seama demonstrațiilor, pe seama poporului român, pe seama patriotismului, pe seama valorilor românești. Nu, dar oamenii care demonstrează nu acordă acestor excese importanța cuvenită, le marginalizează. Oamenii au alte resorturi pentru a-și exprima nemulțumirea și nu doar măsurile restrictive sunt cele care i-au scos în stradă. Aici se încearcă o mare manipulare, o mare deturnare a atenției, că pasămite s-ar demonstra împotriva restricțiilor. Cauzele, ăsta a fost ocazia și nu cauza, cum mai spun. Domnul coleg, să-ți citesc încă un pasaj din președintele României, din gândirea echipei sale de scris. Zice, sunt deja prea multe familii din România care au pierdut pe cineva drag din cauza acestui virus teribil. N-ar fi putut să scrie Iohannis chestia asta în veci. Vai de mine, eu deja îmi și imaginez o lacrimă pe obrazul președintelui, o lacrimă de compasiune din asta așa, dar una de vreo 2 kg așa nemțească, cu rulmenți cu tot, care curge pe obraz așa. E un mesaj demagogic de la un cap la altul, un mesaj... Cu asta putea să înceapă campania de comunicare în perioada de pandemie, cu un soi de omenie și de înțelegere a situației, nu cu indicații stupide. Asta e un fel de telegramă dată prin poștă așa, neavând nici măcar decența sau politețea să iasă public, să se discute cu oamenii așa cum pretinde textul, ca atare este corect. Dacă îl găsești într-un manual de democrație, pare, este în regulă, dar este uluitoare schimbarea demagogia până la urmă. Și verbul, și predicatul, și substantivul, și subiectul, toate părțile de propoziție sunt schimbate cu 180 de grade. Exact cum a ieșit ieri dimineață ciufulitul premier al României și ne-a spus că este de vorbă cu oricine. Brusc a devenit... Și cu specialiștii de la PSD. Așa. Da. Uite că și președintele zice, în același timp, autoritățile responsabile cu gestionarea pandemiei trebuie să facă mai mult, să dialogueze mai mult cu oamenii. Domnul Dragă, dar nu se putea asta de la început să o luăm așa? Și cine sunt autoritățile responsabile? Nu cumva se include, n-ar trebui inclus și domnia sa între acestea? Și el și Vlad Voiculescu, da? Și primarul de la Timișoara, care îi socoate extremiști pe cei care îl fluieră. Și trebuie să-ți citesc că e deja filozofic. Klaus Iohannis nu mai e fizician, este de-a dreptul filozof. Așa, da? Filozof, da. Al singurătății politicianului în vreme de pandemie. Zice așa, într-o pandemie în care, Andreea, te rog frumos, deja îl sunăm pe domnul profesor Pasti ca să ne faci legătura. Într-o pandemie în care singura certitudine a fost incertitudinea. Adică eu... Domnule, într-o guvernare în care singura certitudine este incertitudinea, într-o președinție în care singura certitudine este tăcerea sau incertitudinea implicit, toți facem greșeli. Slavă Domnului! Vai, câtă omenie! Câtă omenie în acest discurs. Cred că era o doamnă care ori era la ciclu și au apucat să ori a părăsit-o bărbatul, ori cineva i-a făcut morală, pentru că nu înțeleg cum poate...
Nu au existat rețete certe, ci doar adaptare permanentă a măsurilor pentru a câștiga un război inegal cu un virus a cărui principală componentă este impredictibilitatea. Un cuvânt la fel de greu ca termoconductibilitatea. De la da, fizica, deci principalul mesaj al președintele României, a președintele României este un apel la înțelegere, la să mergem de mâini prin neantul care ni se întinde în față, pentru că nu știm nimic, nu putem conta pe nimic. Totul este impredictibil. Și mai este un mesaj, și anume, la fel de important, și anume că mesajele sale sunt îngrădițate altora, el nefiindu-i proprii asemenea. Nu sunt valabile pentru el. Nu sunt valabile. Nu știi povestea țăranului român care zice, nu fă ce face popa, fă ce zice popa. Îl avem pe domnul profesor Vladimir Pastin direct. Bună ziua, domnul profesor! Bună ziua, domnul Nisărescu! Ar trebui spus că domnul Pasti prezintă un curs studenților, un curs care se cheamă Schimbare socială și conflict social. Și de văzut acum dacă teoria din cursul domniei sale se regăsește în practica zilelor pe care le trăim acum cu aceste proteste și conflicte sociale. Cum le vedeți, domnul profesor? Eu le văd ca pe un fenomen social cu trei straturi. Un strat superficial și probabil cel mai vizibil. Un strat cotidian important și un strat profund și grav, despre care se pomenește foarte puțin, pentru că specialiștii au cuvinte pentru el, pe când în vorbirea cotidiană nu prea. Cu care vreți să încep? O să încep cu cel superficial, dacă vă interesează. Cel superficial e simplu. Da, domnul profesor. Avem de-a face cu un conflict tradițional, firesc, normal, între guvernanți, tabăra politică a celor care guvernează și opoziția la guvernare, care se străduiește să facă viața grea guvernanților. Și pe cât se poate să le zgâlțuie sau să le șubrezească susținerea populară. Și cel mai simplu mod să faci chestia asta este să faci să arăți că populația nu-i de partea lor prin intermediul unor manifestări. Ca urmare, cele două partide de opoziție își folosesc forța lor de comunicare și de organizatorică ca să adune în proteste și manifestații și marșuri cât mai mulți nemulțumiți din societatea românească împotriva guvernării. Bun. Asta s-a întâmplat tot timpul și deocamdată vreau să spun că PSD-ul și AUR până acum n-au reușit mare lucru. Nu se compară manifestațiile, să zicem, de weekendul ăsta cu cele organizate de USR și PNL în acum 2 ani, când, pe timpul guvernării, ca să zic așa, Dragnea a PSD-ului. Dumneavoastră aveți sentimentul că PSD-ul a fost implicat în aceste manifestații? Asta ar fi întrebarea. Nu pe față și nu total. Dar nici nu le-a rejectat, nici nu le-a condamnat. A fost încântat să vadă că ele au loc și că ele afectează guvernarea. Probabil că o să organizeze și manifestațiile și nu-i foarte tare în privința asta, cu prilejul, că o să prindă prilejuri mai importante. Acum mai prea de vreme, din punctul lor de vedere. În orice caz nu-și doresc să prea acum vreo guvernare, că le cade lor în cap. Stratul 2, domn profesor. Stratul 2 e format din oamenii ăștia nemulțumiți. Și sunt nu puțini în România. Sunt cel puțin câteva sute de mii de oameni, dacă nu milioane, în țara asta care au avut din cauza pandemiei și mai ales, mai puțin la boli. Asta e interesant. Și din cauza măsurilor anti-epidemice luate, care și-au viața dată peste cap. Ce vină am eu dacă sunt un spătar? Sau solist într-o filarmonică? Sau jurnalist, cum sunteți dumneavoastră? Domnul profesor, un moderator de e celebră replica. Ghinion!
Da, știu, e, dar asta nu mă întrezește că eu mi-am pierdut locul de muncă. Aș vrea, poate mă duceam în Grecia sau în Italia acum, sau în Cipru, sau pe undeva în zonele cu turismul foarte mare, și mă angajam acolo și câștigam mai bine ca în România și veneam acasă cu creștuța plină la copii. Așa, ce fac? Spre spinarea alocației lor pe care uite că n-au mărit-o. E rău de tot pentru oamenii ăștia. Deci, sigur că sunt nemulțumit. Din oameni nemulțumiți. Și atinși de pandemie, de dispariția de locuri de muncă. Afectați nu de pandemie, ci de măsurile antipandemie luate. Da? Deci, ei nu sunt bolnavi, nu s-au îmbolnăvit. Eu nu am înțeles. Și cea mai mare parte a lor, probabil, că și dacă n-ar fi măsurile, că și dacă nu s-ar lua nicio măsură, cea mai mare parte probabil că nu s-ar îmbolnăvi sau ar face forme asimptomatice care nu i-ar afecta. Dar așa și nu o lună, două. Că dacă țineți minte, în prima anul trecut pe vremea asta, când eram în stare de urgență, oamenii au fost mai ascultători. Nu au fost manifestați împotriva. Dar cei a 13-a lună, de un an de zile ei nu mai duc o viață normală, sigur că sunt mulțumiți. Asta o să trească până la urmă, dar ei plătesc costurile. Al treilea strat profund este, și grav, cum ați spus. Da, e grav, știți de ce? Pentru că o societate există prin interacțiunea dintre membrii. Chiar dacă nu-i cunosc. Chiar dacă doar merg cu ei în tramvai, mă întâlnesc cu prietele de pe stradă, îi văd primându-se în parcuri împreună cu mine, stăm împreună. Ce-mi cere ce-mi cer măsurile luate împotriva epidemiei și sunt firești să fie așa, este cu totul antisocial. Îmi cer să mă port ca un sicasul. Nu există o societate de sicaști. Nu este o societate de oameni izolați. Societățile sunt de oameni gregari care se adună, sunt împreună. Nu, sigur, am telefon, am internet, ne vedem pe ecrane, nu-i totuna. Nu e societate. E societate virtuală, adică o lume fantastică. Eu sunt profesor. Cursul pe care îl țin eu, îl țin pe internet, îl țin pe rețele de socializare, de întâlniri virtuale. Îi văd, învăț studenții, nu e același lucru cu a avea în sală și ai simți acolo și a comunica cu ei. Eu îmi spun poezia, ei tac și se facă și notează, dispărând, nu ne mai vedem, în sală de cursuri cu totul altceva. Gândiți-vă la un solist, la un pianist care interpretează un concert. Păi cum? Cui? Cântă la sala coală? Credeți că protestele astea sunt și un reflex al acestui instinct spre împreună, spre a fi împreună? Da, categoric. Eu am dat exemplu din lumea mea, de mica mea elită, să zicem, de intelectual, da? Cu compozitorul sau pianistul sau profesor. Dar puneți-vă în celălalt unui adolescent care nu se poate plimba cu iubita lui prin parc seara. Aduceți-vă aminte de copilărie. Ce perspectivă? Numai că o clipă, că vreau să subliniez o idee. Nici în timp de război nu se întâmpla chestia asta. Dar în război, din potriva, oamenii se adunau. Un altă posturi, dar se adunau, erau împreună, interacționau, se ajutau unul pe altul. În pandemie nu e așa. În pandemie se scoate din societate. Ce consecință are asta? Pentru că într-o o lună, două, nu se întâmplă nimic. 6 luni de zile se vindecau repede. E un an și o să mai dureze 6 luni. Nu știm. Poți să lase niște urme. Da, exact. Urme mari. Nu știm care. Urme importante. Da. Și efectele o să se vadă unde te aștept mai puțin și unde și atunci nu o să facem exact neapărat legătura cu ce s-a întâmplat acum, dar există. Societatea tinde să se fărămițeze. De ce au dominat aceste demonstrații cei tineri? Că lor de regulă ei nu sunt analitici, nu sunt spirite critice, critic,
nu au un spirit critic pronunțat. De ce totuși nu cei în vârstă au ieșit afectați, care sunt și mai în pericol, ci generația de oameni tineri, chiar de elevi, chiar de adolescenți, de 15-16 ani am văzut pe stradă, studenți, oameni până în 40 de ani? În primul rând, pentru că ei sunt masa principală, populația principală care participă la manifestații, indiferent despre pentru ce se manifestă. De bucurie că a câștigat echipa națională un meci de fotbal sau împotriva utilizării ceanurilor la exploatarea ovului de la Roșia Montana sau pentru oprirea legilor justiției. Când vă uitați acolo, să e tineretul, e grosul. Da? Deci ei sunt mai idealiști, sunt mai creduți, și au timp. Și e plăcut. Și bine, domnule, acolo și făcut tot și facem un spectacol. Pe care și sunt actori într-un spectacol. Dincolo de asta, unii au motive serioase. Unii fac parte dintre cei nemulțumiți. Doi, în cazul pandemiei, în special, pentru că ei știu că sunt cel au de întâmpina cele mai mici riscuri, de înfrunta cele mai mici riscuri. Șansele ca un tânăr să facă o formă asimptomatică de COVID sunt mult mai mari decât ca un bătrân să facă o formă simptomatică eventual gravă. Și asta li s-a spus de atâtea ori, încât chiar au învățat-o. Păi eu risc mai puțin sau nu risc deloc. Și în plus, nu uitați că adolescenții au o psihologie mai specială, în care chiar și asumă riscuri uneori nejustificate. Dar oricum n-au fost mulți, asta vreau să spun. Domnule profesor, ce perspective, revenind la realitatea străzii din această perioadă, ce perspective întrevedeți pentru stingerea acestor procese? Ele probabil vor... Nu se vor stinge până nu se intră în normă. Până nu intrăm în normalitate, nu se vor stinge, dar nici nu vor fi prea mari. Nu va ieși o revoluție din asta. Domnul profesor, stați o secundă, că avem o mică problemă. Duminică seara, dacă v-ați uitat, toată lumea care în protestul care a răbufnit după miezul nopții, erau tineri, toată lumea a fost extrem de civilizată. Da, cu steaguri, cu lozinci, cu scandări, dar extrem de civilizată și de disciplinată. Da. Ieri a apărut diversiunea. Nu aveți sentimentul că avem de-a face cu o violență pusă la cale? Că e o tentativă de deturnare. Pentru că azi deja toată lumea a găsit un pretext senzațional să acuze și să condamne aceste proteste, ca și cum niște demenți au ieșit în stradă și au început să dea foc la oraș. Nu vi se pare că e suspectă toată această componentă de violență apărută ieri? Se și vedea, era o diferență între cei care protestau în Piața Victoriei în legătură cu interdicțiile aduse introduse de DSU, da? Și da, o gașcă mică care n-avea nicio treabă cu libertățile și care avea chef de război și de scandal. E foarte suspectă chestia asta. Nu asta cum o vedeți. Cum o vedeți și dumneavoastră. Și exact cum s-a întâmplat în Franța, cum s-a întâmplat în Statele Unite, cum s-a întâmplat în Germania, întotdeauna vor exista grupuri mici, excentrice, care vor încerca să valorifice nemulțumirea populară și să folosească anonimatul pe care îl obține din cauza unei mulțimi mult mai mari decât grupul ei de manifestanți, pentru a face ceva. Dar nu e cumva o șmecherie ca să întorci disprețul public și să le transformi în țintă de acuzare și în partea publică? Poate fi și asta. Poate fi și cum a fost la San Francisco, un prilej, bun prilej, să spargi vitrina în magazinul și să pleci cu un televizor cu plasmă de acolo. Pot fi multe lucruri. Dar cu siguranță sunt organizate. Măcar la nivelul acestor grupuri mici și voluntare și violente. Deci așa sunt organizate de cineva. Cineva? Care cineva? Că dacă e cineva Baba Rada din Pantelimon, nu e nicio problemă. Dacă e domnul Puiu de la
pădure de la un serviciu e un pic altceva. Păi domnul de la servicii, una din două, sau a participat la organizarea unei astfel de... sau la spartelor. Da, sau la spartelor. Deci la organizarea lor, pentru, în ideea că se face o contramanifestație sau manifestație violentă ca să atrage oprobiu asupra manifestanților și să se potărască lumea ca să nu fie identificați cu golanii aia, cu ghilimele la golan, da? Sau, doi, din pozitiv, a fost unul dintre cei care s-au uitat pe camerele de la o vedere că, slavă Domnului, toată Bulevardul și toată Piața Victoriei și toate piețele din România sunt monitorizate de camere de luat vedere, de supraveghere cât cuprinde. Eu cred că și galeriile astea au câte un mentor care le transmite. Ia vedeți, haideți și voi că e nevoie de un pic impuls patriotic acolo și plin de bună credință naivii din galeriile de fotbal se trezesc implicații în tot felul de implicate, evident, în tot felul de evenimente. Evident, plus că ei sunt, dacă se mai întâlnesc cu o galerie rivală, iese cu scântei. Există niște studii făcute pe galeriile de fotbal și pe scandalurile. Și uite, așa se mută accentul de pe greșelile guvernării și gestionării pandemiei pe violențele unor zănatici. Da, eu zic, dacă ai fi la guvernare, mi-ar conveni chestia. Păi sigur că da. Păi da. De asta încercăm să descifrăm, domnul profesor, aceste răbuvniri neașteptate, speciale, din senin. Nu, așa e. Aseară lumea a plecat acasă, mitingul din Piața Victoriei s-a terminat, în provincie n-au fost violențe, s-a mai găsit un bețiv sau un tâmpit care să spargă un geam, dar ele au fost rezonabile. Dintr-o dată în Piața Unirii s-a produs o răbufnire de violență care, domnule, numai Națiunile Unite mai trebuiau să vină să-și trimite observatori. Da, astea sunt organizate, sunt planificate de cineva, se alocă resurse și se aduc oameni care sunt mai mult sau mai puțin influiți ce să facă. Dar și e făcută cu un anumit obiectiv. Putem identifica chestia asta, dar nu putem arăta cu degetul pe nimeni. Domnul profesor, n-avem dovezi, dar bănui de deducții, ipoteze și bănuieli. Atenție! Dați-mi voie să încerc. Vă dau voie, dar că nu, și așa nu pot să, și nici nu v-aș interzice și dacă aș putea. Sigur că da, aveți voie să speculați oricât, dar nu uitați, trebuie să anunțăm că sunt speculați. Pentru că, într-adevăr, nu avem nicio dovadă. Sunt oameni care au dovezi. Sunt instituții ale statului care au studiat și deja știu părerea. Numai cei care le produc au dovezile, domnul profesor. Corect. Vă mulțumesc tare mult, domnul profesor. Să ne reauzim pe subiectele astea, pentru că... O să-mi facă plăcere. Violențele și manifestat comportamentul public, clocotul public o să continue. Vă mulțumesc, domnul profesor Vladimir Pasti, de la SNSPA, specialist în conflicte sociale. Andreea, încercăm pe Costi Rogozan, aflat undeva în provincie. Tu ce zici? Tu bănui? Ție-ți miroase a revoltă, a bătaie de amorul artei? Răbufnirea asta de violență de azi noapte. Apariția acestor grupuri. Da. Cum spunea și profesorul Pasti, cred că sunt pregătiți pentru astfel de lucruri. Faimoasele trupe de spărgători de grevă, cum să și spune, după cum putem să admitem și că există un entuziasm în rău, o contaminare în rău, dacă a ieșit lumea în stradă, acești băieți care sunt obișnuiți cu viața peluzelor și tribunelor au găsit momentul de a se manifesta încă o dată în public, în maniera în care ei o știu. Una peste alta, în sumă algebrică, apariția acestor lucruri convine de minune guvernanților și îngăduie calificarea protestelor ca fiind, ținând de violență, de xenofobie, de fascism și așa mai departe, cu probele pe care le oferă strada, cu aceste incendii și cu aceste spargeri care sunt neavenite și care n-au nimic cu natura corectă și profundă a protestelor.
Domnul coleg, avem o legătură interesantă cu o perspectivă de undeva din afara lumii protestelor și demonstrațiilor și bătăilor. Costi Rogozanu, din Vrancea. Bună seara, Costi Rogozanu! Salutare, salutare! Cum se văd scandalurile astea? Urechile tot în București, da. Cum se văd protestele astea de acolo de unde te afli? Bun, de unde să încep? Adică am auzit puțin de unde vrei. Și înainte. Aș începe cu motivele. Adică mi se pare că în weekendul ăsta s-a petrecut ceva interesant. S-a cam dus partea aia cu anti-mască, anti-nu știu ce, s-a concentrat foarte mult pe restricții, asta scoțând în evidență o problemă foarte mare pe care o au tinerii, că ați vorbit deja despre prezența lor covârșitoare la proteste. Tinerii lucrează foarte mult în joburile astea care țin de tinerii cu, fără studii superioare, fără joburi de acasă, de pe laptop, lucrează foarte mult în această zonă economică extrem de mobilă. Fie că e gig economy, adică, nu știu, că sunt oamenii care umblă și te aduc mâncare, umblă și fac livrări, fie că e vorba despre servicii, turism, comerț mic, plus să nu uităm diverse, nu știu, zidieri, combinații, lucru mai la negru, mai la gri. Toată lumea asta până în 30 de ani, până în 25 de ani, a fost neglijată. Ea a fost neglijată istoric în România și COVID-ul n-a făcut decât să umfle această problemă și mi se pare că ar fi o mică șansă acum să ieșim din toată orăcăiala lui Șoșoac, din toate prosperile cu mască, fără mască, pentru că nu despre asta e vorba. E vorba că de un an, o categorie foarte importantă din România, tinerii de până în 25-30 de ani, neașezați, fără joburi cât de cât sigure sau cât de cât bine plătite, sunt loviți din ce în ce mai crunt și nu văd nimic la orizont. Adică eu asta am văzut uitându-mă la tot, încercând să acopăr cât mai mult și nu doar din București, atenție, au fost manifestații serioase. Toată țara. Manifestația din Brăila, nu se mai termina cordonul de copii, aș zice, deci cred că n-aveau mai mult de 20 de ani. Deci acolo e cumva și nemulțumirea față de toată legătura cu școală, toată ruperea socială care înseamnă școala online, plus tineri de 17, 18, 19 ani, care, după cum știm, foarte mulți intră deja în câmpul muncii. Numai. Noi avem cu studiile superioare încă o mare problemă, foarte puțin copii mai au acces la ele. Deci asta ar fi prima mea observație, observație de motive. Da, da, în același timp suntem în situația stranie de a constata că în acești 31 de ani nicio categorie socială nu s-a bucurat de un program care să o scoată dintr-o situație dificilă. Nici categorie profesională. Sunt niște... Uitați-vă la un paradox pe care îl văd chiar aici la mine la țară, în Vrancea. Sigur, pensiile sunt de mizerie, dar cei care au apucat să fie proletari, să muncească undeva la oraș, să retragă la țară acum, au totuși o pensie cu care se descurcă. Și ei se uită mirați la tineri de 20 de ani, care muncesc de rup, își rup spatele în 5 ani, prin construcții, prin nu știu ce, foarte puțin angajați la alb, foarte puțin pe salariu minim și poate ceva bonuri. Adică sunt niște paradoxuri, cumva cei care mai au din moștenirea lui Ceașcă, fie un apartament lăsat prin oraș, fie nu știu ce, încă se mai târie. Dar generațiile care au venit după 90-2000, care au apucat să intre în câmpul muncii, sunt praf. Nu mai au niciun fel de de clasă de siguranță. Și de-aia și comportamentul lor ne va nedumeri din ce în ce mai mult. De-aia sunt și foarte vulnerabili la mesaje de extremă dreapta. De-aia sunt foarte vulnerabili la orice, pentru că oamenii ăștia nu mai au nicio legătură cu statul. Vine statul să le spună stai acasă. Și el îl întreabă pe stat. Bă, dar cine ești tu? Unde ai fost tu? Când mi s-a născut primul copil? Când am vrut să dau la facultate și nu m-au luat aia când aveam bani. Când am vrut să-mi iau o chirie și nu m-a ajutat. De ce vii acum și îmi spui
că nu mai am voie nici să mănânc ciorba aia, de mănânc zi de zi. Costin Rogozanu, tu cum îți explici răbufnirile de violență? Mie mi s-au părut aglutinate, lipite, adăugate de cineva interesat să alunece într-o pantă violentă. Sunt foarte mult așa, sunt de acord cu teza dumneavoastră, pentru eu am și participat activ la alea din ianuarie 2012, am văzut cu ochii mei că de multe ori în zonele astea cu, să zicem, băieți mai agitați, erau mai mulți jandarmi acoperiți decât băieți agitați. Că noi deja, protestele alea aveau avantajul că erau mai mici, dar mai vioaie, și ne cam știam toți. Nu prea mai puteai după 3-4 zile să spui, bă, dar iată că a venit un grup așa de entuziaști din senin. Deci da, sunt de acord că nu știu cine exact a produce genul ăsta de îmbenzinări ale mulțimii, dar în mod clar am recunoscut pattern-ul care apare, de exemplu, la peluză. Într-o peluză la o galerie când se agită poeția aia. N-avem noi acolo 5% din peluză de acoperit, de prin jandarmerie, de prin diverse servicii. Sunt serioși. Deci așa îi țin sub control. Asta e metoda pe care o învață la școală. De-aia când văd și agitație din asta din senin, imediat și eu mă duc cu gândul că astfel de provocări, de nici violență, sunt forme de a discredita protestele. Pe cealaltă parte, eu cred că ne agităm prea mult. Adică dacă ne uităm în Europa, Doamne ferește, păi dacă se face o întâlnire NATO la Frankfurt, nu vin aia cu elicoptere, sârmă ghimpată, bătăi cu de toate. Acum, în Franța, mă uitam la vestele galbene, se bat deja de 3 ani război pe străzi. Deci sunt peste tot violențe în Europa și cam toate sunt cauzate de pauperizarea clasei de mijloc inferioare, să zic așa. Dar niciodată România nu cere cercetarea jandarmilor din Franța când îi bat pe cei de la Gilets Jaunes. Nu. Nu, dar se întâmplă la fel și la ei și la noi, că au fost niște violențe teribile și în Franța și chiar mă uitam după vreo 2 ani de la primele violențe alea mai dure. A ieșit toată lumea bine din jandarmerie, deși abuzurile au fost evidente. Statul știe să-și protejeze bastoanele, ca să zic așa. Costi Rogozanu, cum se numește satul în care te afli? În satul Nănești, unde m-am și născut, e satul meu natal. Uite să încercăm... Este un Nănești și Maramureșa, nu se confunda. E Nănești din Vrancea. Nănești, Vrancea. Cum se vede lumea de la Nănești? Am prietenii mei în Nănești. Cel mai bine mă înțeleg cu 2 pensionari de 70 de ani, Teodor și Moise, stau cu ei de vorbă toată ziua, și oamenii ăștia nu o să pună niciodată botul, cum se spune, nu se vor lăsa niciodată din fiți, nici de manipulări tip șoșoacă, dar nici nu vor înghiți restricții numele științei, cum îi zic ăștia. Închidem magazinul la 6, nu la 5, că e știință. Adică știu și ei că știința e o chestie pe care ei și-o folosești, potriva oamenilor, uneori chiar gratuit, doar ca să-ți afișezi tu puterea. Oamenii ăștia de aici îmi spun, de exemplu, avem câteva magazine în sat, evident. Păi dacă vine omul de la muncă la 6, la cursa de 6, majoritatea fac naveta care au joburi mai mult. Sau cu mașina personală, oricum, pe la 6 ajung. Magazinul se închide la 6. Păi ce am făcut? Adică nici să-mi iau pâinea în drum pe casă, numai... Adică sunt niște chestii simple la care șmecherii aia de prin guvern nu se gândesc. Păi nu-i duce mintea pentru ei n-au trăit niciodată așa. Da, dar nu trebuie să, domnule, nu trebuie să stai ca mine un an ca să afli lucrurile astea. Trebuie doar să treci cu mașina să te oprești în 3 sate, așa, din asta, mai risipită, nu ăla de lângă oraș. E periculos după mintea lor, se gândesc, aoleo, ce o să pățesc, se gândesc ei. Nu o să pățească nimic, oamenii ăștia pâinea lui Dumnezeu, dar o să-i explice, adică nici nu o să-i pupe în fund cum se așteaptă ei, nu o să-i aștepte cu vorbă și o să le spună clar, bă, dacă eu vin de la 7, dacă ajung de la Focșani la 6, fac 30 de kilometri, ajung la 6 acasă. Eu cum ai, de unde iau pâine, de unde iau țigări, ce mai vrea el să-și ia o bere. Acum nu știu dacă și la țară se închid bufetele. Se închid la țară, da. Păi vine polițaiul și îți mănâncă urechile, îți trage o amendă de nu te vezi. Mai dacă au limita aceea de infectare, dincolo de 7,5 sau așa ceva.
Și la țară, de regulă, ajunge, la limita asta se ajunge foarte greu sau deloc. Mediul rural e mai... Dar și când se ajunge, am avut, să știți, și episodul ăsta, și când se ajunge, când a ajuns într-un sat din Comuna Nănești, s-a infectat rapid toată, după o pomană, după o nu știu ce. Asta e adevărat. Deci e și foarte vulnerabil satul pe de-o parte, e și... Și liniștit pe de altă parte. Da. Dar să nu uităm că și, exact cum bine a explicat, am trecut Renate Weber, e periculos să dai prea multă putere poliției, am văzut și asta. Când îi dai prea multă putere, încep unora le vin idei să patruleze ei statul, se la cap. Să dea amenzi aiurea, dai amendă cât câștigă un zilier într-un an, îi dai amendă că umbla la 10 s-a dus la iubită sau în ulița vecină. Deci sunt aberații din ăsta pe care le-am văzut, da. Cosi Rogozanu, câtă vreme rămâi la Nănești, o să revenim și o să... Poate că o lume văzută de la Nănești merită atenția și merită interesul public și să ne întoarcem, să te auzim mereu, pentru că lipsești de o bună perioadă de vreme. Mai izvoare. Da, mă odihnesc în satul natal și cu plăcere, când vreți să mai aflați știri de la Rogozanu. Nu știri de la Nănești, nu știu, cred că mari știri de la Nănești, nu, în afară de cele obișnuite, nu sunt, dar ne interesează perspectiva ta dintr-un loc neafectat de tensiunile urbane. Cum sunt înțelese la Nănești știrile care vin dinspre București sau dinspre oraș. Asta. Cred că se uită oamenii de acolo cu niște ochi la deciziile astea stupide. Da, sigur. În primul rând simt imediat că nu s-a gândit nimeni la ei. Și nu e vorba doar de Nănești, țara asta e totuși plină de orașe mici, de rural, de în continuare. Și oamenii nu mai sunt țărani, sunt toți urbanizați, toată lumea, ca să-și ducă traiul, trebuie să aibă o legătură cu orașul, dar stau la sat. Și la acești oameni nu se mai gândește nimeni, așa că nu se gândeau nici la aia cu sparanghelul, că doar sunt și din ăștia la Nănești, nici la aia cu care îngrijesc bătrâni, nici la nimeni. Au plecat și anul ăsta la sparanghel din Nănești, oameni? Sigur, trebuie să pleacă mult la întreținerea viilor în Franța și întreținerea livezelor în Italia, dar și există și o filieră pentru sparanghel, care e din toată zona, mă rog, mai multe sate. Îți dai seama că acolo oamenii sunt specializați în vie și fructe, păi nu, și pom fructifer. Pentru viile și livezile din Franța mai sunt oameni care să... Aduc italieni. Nu, am glumit. Circulația. S-au dus. Mai ales în zona asta care serios, e dusă partea asta. A rămas doar agricultură intensivă, industrializată, care se face după comasarea pământurilor. Adică sunt câțiva mari investitori care au cumpărat sau au arendat tot și fac agricultură super intensivă. Costi Rogozanu, mulțumesc tare mult. Continuă. Și eu vă mulțumesc. E un jurnalist, un critic literar și un jurnalist deja din noua generație care și-a câștigat locul și faima lui ca om de stânga mai ales. Și o să-l reauzim și o să-l revedem în emisiunile următoare. Mulțumesc tare mult! Așa, deci uite că lumea se vede un pic diferit față de lumea din discursurile lui Klaus Iohannis și deși din isteriile lui Dan Barna. Mă, cum poate un om să fie atât de violent și atât de încuiat la minte, mă? Nu știu. Să nu înțeleg, să reducă totul la interesul lui politic? Fiecare este cum este, să zicem așa. Dar e ciudat că mecanismele elective și, așa zis, democratice permit ivirea în fruntea țării a unor personaje de asemenea factură umană, factură intelectuală, lipsită de caracter și așa mai departe. Asta este, aici ar trebui... Uite de tu, primarul Timișoare, care era, mă, european, modern, fai da. De mine, fițele de capul fițelor, știi? Știi ce zice despre cei care s-au dus să-i spună, bă, nu ți-e rușine, bă, nu e, să-l fluiere. S-au dus și știi ce reacție a avut Fritz? Zice că, ia stai să-ți citesc,
discursul de că curcă. Sunt fasciști. Da. Că sunt fasciști. Așa... Că sunt extre... că astea sunt o dovadă de extremism. Avem... hai să ne faci legătura la Timișoara? Da, sunt aici, da. Ok. Citam pe domnul Fritz, care domnule, a anunțat că e hotărât să candideze și în 2024. Și în Bulgaria. Și care o misiune de îndeplinit pe care și-o va îndeplini. Adică și în Bulgaria și în Moldova. Și da, Republica Moldova. Toată țara românească, probabil, nu știu. Cum îți explici, Lucia, Lia Lucia Iepure, reacția unui segment de populație la reacția lui Fritz? Da, servus, Cornel, bună seara tuturor. Un mic istoric, aș vrea să mă las să-l prezint, un istoric scurt, pe 24 de ore, cu o zi înainte, Dominic Fritz i-a etichetat pe cei care au mărșăluit inclusiv la domiciliul său în zona Iosefin, i-a etichetat a fi extremiști și le-a spus, Timișoara nu e a voastră, Timișoara nu e a lor, a spus asta într-o declarație în ziua următoare. Ia ONG-ului pe care îl conduce el. Ținând, poftim? Ia ONG-ului pe care îl prezidează. Această expresie și această atitudine se pare că i-a alertat și a incitat mult mai mult pe cei care au organizat marșul de ieri. Zici și tu e enervat. I-a enervat, i-a iritat. Dar vreau să spun ceva despre componența grupului de ieri. De fapt, două grupuri au fuzionat ieri pe la 17:30-18. Unul a plecat din centru, unul dintr-un cartier care se numește Dacia. Au fost aproape 1000 de oameni până târziu în noapte și ieri în grup au apărut niște persoane interesante și despre asta aș vrea să spun. Au apărut unii artiști, oameni care lucrau cu contracte individuale, la evenimente private, mondene, baluri, nunți, botezuri. Au apărut niște angajați din Horeca care au rămas suspendați din posturile lor din cauza carantinei și au apărut mai mulți reprezentanți ai galeriilor, suporterilor de fotbal din Timișoara. Deci, aseară, grupul a fost mai eterogen. Nu s-a ajuns la noi, la Timișoara, la incidente, ca în alte orașe, nu s-a atins nimeni, nu s-au bătut, nu s-au agresat, dar când au ajuns în noapte, la 4:30 din nou la casa lui Dominic Fritz, lucru care nu e apreciat totuși de mai multe medii din Timișoara, pentru că e considerat testul ăsta deplasat, că s-au dus la el acasă, dar pot să spun ce au strigat în noapte, Heil Fritz. I-au mai spus, Timișoara nu e Auschwitz, în ghilimele, deci ca să nu aibă nimeni probleme, nici eu, ca persoană care relatează, nici tu. Dar această expresie, Timișoara nu e Auschwitz, era replică la ceea ce a spus cu o zi înainte, Timișoara nu e a lor. Unii au spus, ieși afară cu tupeu dacă ești primarul meu. Este vorba de un grup de tineri care au declarat că l-au votat pentru că au vrut să scape de cealaltă administrație condusă de Robu. Acesta e adevărul, că un mare număr de voturi s-a dus spre Dominic Fritz pentru dorința de schimbare. Și s-a mai întâmplat ceva interesant, a declarat Dominic Fritz după toate marșurile de ieri și după toate tensiunile acestea, că nu își va da demisia așa cum s-a lansat în mai multe medii în Timișoara, dimpotrivă a anunțat că va candida și în 2024. Da, v-a dat o veste bună sau v-a dat un test să vedeți ce vreți, ce vrea populația în Timișoara. Dacă vorbești de aceste grupuri, să deducem că e vorba de o organizare incipientă, vorbea ieri, ne amintea ieri despre doi lideri religioși care ar fi coordonați. Ei, da, un lider religios de la Oasta Domnului, Gheorghe Vela, acel avocat, și al doilea, de la gruparea adventiștilor de ziua șaptea, da, Beniamin Murs se numește, pe lângă cei doi care au rămas în ecuație, care au însoțit toate aceste grupuri
despre care v-am spus că mai târziu au fuzionat și au mers și pe Calea Lipovei și pe zona Iosefina. Adică eu spun acum niște nume de cartiere din Timișoara și vouă este greu. Sunt celebre, stai liniștit. De la nord la sud, adică zona Lipovei este, reprezintă partea de nord a orașului, ieșirea spre Arad, spre Lipova, iar când spun Iosefin, mă refer la partea veche, un cartier vechi istoric al Timișoarei, la ieșirea spre sud. Ei au rămas acolo cei doi lideri. Primar, nu? Spre... Acolo locuiește, da, locuiește în zona, în zona Iosefin. Da. Interesant este cum au știut ei și azi noapte și cu noaptea înainte unde locuiește Dominic Fritz. Și astăzi au fost mai multe supoziții și pe grupuri de Facebook și în presă, bineînțeles, cine a dat adresa lui Dominic Fritz, că asta nu putea să fie cunoscută decât fie din primărie, de angajații unui departament care au toate aceste bănci de date, fie de la poliție. Și că asta e o dilemă. Al tuturor cetățenilor, nu e o instituție deschisă. O fi, păi da, Fritz o fi având domiciliu secret. Nu, mai că nu s-au dus la primărie, asta a fost discuția, că au trecut pe lângă primărie, au scandat acolo niște lucruri. Dar vouă nu vi se pare normal ca un oraș să știe unde stă primarul? Unde stă primarul? Eu... Sau... Trebare... Normal, nu trebuie să fie un secret, acesta ar fi răspunsul meu, dar el s-a supărat, a exprimat această dilemă, cum au ajuns la el acasă, că niciodată... Foarte simplu! E prea înalt pentru... Oh, vai de mine, n-are și pază! Nu știu dacă are pază, nu vă pot răspunde aceste întrebări, pentru că nu știu dacă are pază și nu cred că are pază. Păi era o ironie, evident. De ce să-l păzească? Da. A, da. Nu, tu spui că e o ironie, dar îmi pare rău, domnul Robu avea cândva în cartierul lui, în zona locuinței sale, când și el a fost amenințat păi de domnul niște... Robu e mult mai, era mult mai închipuit decât Fritz. Da, avea acolo doi oameni din poliția locală care păzeau chipurile în cartier, dar de fapt erau lângă blocul lui, așa că eu am crezut că întrebarea ta derivă din niște date procesate. Nu. Lia Lucea Iepure, începe să fie o sciziune, o despărțire a timișorenilor sau unei părți dintre timișoreni de primarul lor? Da, asta da, asta se observă cu ochiul liber, da. Sondaje și reproșurile... se mai fac pe, sau s-au okay. făcut? Sondaje de opinie pe tema asta aveți acolo? Nu cred că au făcut încă. Cum aproaspete, nu. Chiar nu. Nu vreau să speculez, că acum nu. Observația mea este empirică, jurnalistică, în primul rând și pe urmă empirică. Observ că pe foarte multe grupuri de Facebook, unde sunt înscrise pe unele sute, pe unele mii de persoane, unde erau texte agreabile actualului primar, sunt acum texte și atitudini total detașate, cel puțin, chiar negative. O tentă negativă la adresa lui. Ziua de vest și Lucia, Lia Lucia Iepure, sărut mâine, seara bună. Vă doresc succes. Mulțumesc. O să vezi că și timișorenii se satură repede de experiența asta. Au servit scurt și i-a ars un pic subiectul și întâlnirea cu Dominic Fritz. Depinde cât de remanentă va fi memoria acestor zile, mai ales că personajul în cauză, nu e așa, și-a anunțat candidatura și pentru mandatul viitor. Vorbe aruncate în vânt, ca să zică și el ceva. Stai liniștit, că mai e mult până la marginea unei noi candidaturi, mai e mult. Poate că nu o termină, nu uita că se strâng semnături la Timișoara pentru suspendarea lui. Deci nu e... E de văzut. E departe. Și pentru toate alegerile, toate candidaturile astea anunțate din vreme ca proiect personal sunt mai degrabă replici decât proiecte veritabile. Dar în cazul de față e și vorba că și de o aroganță, adică în pofida ostilității vizibile a orașului, el a găsit de cuvință să anunțe că încă va mai candida o dată. Adică domnul coleg, ne apropiem de final și e un final, a fost azi final de proces la Oradea. Da. L-avem în direct pe domnul Valer Marian, fostul senator Valer Marian, colegul nostru de redacție, cel care scrie mereu despre oamenii cheie ai serviciului paralel, ai justiției, ai procurorilor. Ziua bună, domnul Valer Marian, și felicitări! Bună ziua și dumneavoastră și
telespectatorilor dumneavoastră. Da, unii sunt ascultători, unii sunt telespectatori, care cum poate, și unii sunt cititori simpli. Ne vorbim cu toți. Da, vă ascult, domnule Nicolescu. Cum ați primit vestea asta, care e o înfrângere mare pentru DNA, o înfrângere domnule de simbol? Domnule Nicolescu, cu mult calm. Spuneam și zilele trecute, și ieri s-a dimineața unor prieteni, că 99,99% va rămâne soluția de achitare pe care am primit-o la instanța de fond, tribunalul Satu Mare, pentru că a fost o făcătură, o farsă judiciară realizată la comanda tandemului Coldea-Chiuvi și în urma zeci de declarații politice și interpelări s-au încercat în 2016, în ianuarie, cu 5 ani și 2 luni în urmă, să mă agațe cu o pretinsă complicitate la infracțiunea de șantaj legată de o declarație de-a mea politică prin care îl criticam pe generalul Gabriel Oprea, președintele de atunci al UNPR, Comisia Apărării Naționale, că a avut mai multe întâlniri și discuții cu un primar PSD din organizația pe care o conduceam de la Satu Mare, pe care a vrut să racoleze asigurându-i mai multe beneficii materiale, respectiv atribuirea unei coste cazarme și rezolvarea unei finanțări pentru un proiect de 2 milioane jumate de euro privind modernizarea unor drumuri. Am spus din domnul Valer Marian, v-au făcut-o pentru că ați avut tupeul și curajul să mergeți acasă la Vasile, la Florian Coldea. Da, vreau să vă spun că primele întrebări cu ocazia audierii mele în calitate de suspect, după ce am fost martor în dosarul respectiv care viza o altă persoană arestată și achitată și ea definitiv astăzi. Mircea Govor, nu? Mircea Govor. Primele întrebări ale procurorului, am rămas, eu nu mă știu, chestii ușor, siderat că în prezența avocaților, de care și avocatul meu, profesorul Gheorghiță Bateut, m-au întrebat de ce am organizat un meeting în fața sediului județean al SRI în iarna anului 2012, când au fost manifestări protestatare în toată țara, și de ce am fost la casa părinților generalului Coldea din localitatea Târnăvăzbesă. Și de ce v-ați uitat în foaia lui matricolă, domnul Valer Marian? Păi m-am uitat, culmea că era un fost jurnalist, avea o vechime de 4 ani în DNA, foarte limbut, dar o limbuție din aia prostească. S-a autodevalat singur. I-am fi spus, dar pentru asta m-a schemat. Asta e obiectul dosarului. Domnul Marian, în decizia de astăzi a Curții de Apel, decizia de achitare, este invocat motivul pentru care s-a dat soluția, este acela că fapta nu este prevăzută de legea penală. Îndrăznesc o întrebare tehnică. Cum e posibil ca un procuror să întocmească un rechizitoriu în legătură cu o faptă pe care ar fi ușor să o verifice dacă există sau nu codul penal? Domnule Stireanu, adică, din păcate, și dumneavoastră, în ale instanței, la fel de bine că au fost zeci de asemenea cazuri. Dar cum poți să treci chestia asta, să faci o acuzație de o faptă care era evident din star că nu puteam pentru o declarație politică care a fost publicată și de multe ziare centrale, inclusiv de Cotidianul și de ziarul local Gazeta de Nord-Vest, să fiu făcut pasibil de săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la șantaj, cu atât mai mult cu cât după această declarație, în ziua următoare, eu am depus un denunț penal la parchetul general, prin care am solicitat cercetarea generalului Oprea și a primarului respectiv pentru trafic de influență și complicitate la trafic de influență, dosar care a fost soluționat după vreo 6 ani. La fel vreau să vă spun că acest dosar mi-a fost inventat după 5 ani de la pretinsa săvârșirea faptelor, care nici era... Nici aici nu sunteți singurul caz. Nu am grijă ce scrie.
fără ca primarul care s-a declarat persoană vătămată să fi formulat vreun denunț vreodată. Într-o dimineață i-a făcut DNA-ul percheziție, au găsit o sumă de bani, pentru că vreau să vă spun, acest primar, regret, PSD, dar nu am cunoscut, eu eram de un an doar președintele organizației, a acumulat în 4 mandate peste 300 de hectare de teren, un conac boieresc din comună în care funcționase o grădiniță și în care locuiește în prezent, 6 spații comerciale la... Domnul Valer Marian, nu ne rămâne decât să ne întâlnim împreună în studio, pentru că se termină emisiunea și nu putem încheia fără să vă atragem, să vă spunem că după tot ce vedem noi cu coada ochiului la cele două... Trebuie să explicăm... Așa, avem de sub la coada ochiului două televizoare cu două canale, continuă protestele și în această seară în București, cel puțin, și s-ar putea și în alte orașe. Nu rămâne decât să vă uitați, să vă urmăriți dumneavoastră canalele de știri, să citiți cotidianul. Păi în seara asta pentru... vreau să vă spun că am intenția, fiind în București, să le urmăresc chiar de aproape. Să le urmăriți și dumneavoastră. Așa, și pentru cei care nu au un televizor la îndemână, n-au decât să urmărească site-ul cotidianul.ro și... Vreau să merg chiar în zonă în calitate de spectator în prima fază. Aveți grijă să nu nimeriți în apropierea galeriilor. Da, vă mulțumesc, domnul Valer Marian, încă o dată felicitări pentru... Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în acest an prin încredere și prin publicarea articolelor. Seara bună, seara bună și seara bună, seara bună, seara bună, domnule. Andreea, tu ce zici, echipa tehnică, mulțumim. Domnul coleg, ne vedem mâine seară la ora 5. Seara bună tuturor și stați cu ochii pe canalele de televiziune, pentru că protestele continuă. Semn că mesajul lui președintele a ajuns la toată lumea. Deja e conspectat cu multă atenție și îngrijorare. Seara bună tuturor!